Au fost foarte multe manipulări și dezinformări. Suntem cumva la capăt de drum, un capăt de drum pe care noi l-am asumat, acela de a elabora legile justiției, ultima dintre ele, 304, astăzi cred că Curtea Constituțională va respinge definitiv și în aceste condiții va fi promulgată de președinte, celelalte, repet, sunt în faza de a fi promulgate, iată legile justiției, cele pe care dumneavoastră le-ați contestat tot timpul și spuneați că aduc atingere independenței, că creează nu știu ce, v-am spus de la început. Arătați-mi un singur articol care creează probleme sau care atacă independența. N-ați reușit să faceți, permanent ați atacat la curte, ați căutat tot felul de subterfugii. Repet, din punctul meu de vedere, legile justiției vor fi în următoarele 2 săptămâni promulgate definitiv.